În Derna încep să sosească ajutoarele pentru populația sinistrată în urma inundațiilor devastatoare. Însă, din cauza situației politice, după anii de război civil, suportul internațional este îngreunat. Derna este în regiunea controlată de milițiile antiguvernamentale, iar convoaiele umanitare au nevoie de o aprobare specială pentru a ajunge acolo. Orașul este devastat aproape în întregime, iar printre ruinele caselor s-ar mai afla câteva mii de persoane fără viață, susțin membrii echipelor de salvare. في هذا الشارع وفي جميع أنحاء درنا نحن مجزمين مجموعات في مجموعة البحث الجنائي في جهة أخرى في مجموعة السلامة في جهة أخرى في مجموعات في عندنا طبعا الناس جيتنا من برا تعين فينا من مصر ومن تركيا ومن إمارات وكلهم قاعدين معانا هنا كلهم يد وحدة في من طرابلس مش معانا ملتحمين معانا. De asemenea, sunt echipe de căutare și de salvare venite din unele țări europene. Multe dintre pierderile omenești au fost provocate de spargerea a două baraje situate în apropiere de Derna. Llevamos todo el día trabajando en los edificios que han quedado totalmente destruidos por la rotura de la presa. El panorama de destrucción en la ciudad es desolador por el grandísimo número de edificaciones dañadas. Procurorul general al Libiei a cerut deschiderea unei anchete în cazul situației celor două baraje. Autoritățile locale din Derna ar fi impus restricții de circulație chiar la începutul furtunii Daniel, chiar dacă erau avertismente că barajele vor ceda. Acestea s-au spart în noaptea de duminică spre luni, iar mii de oameni nu au avut nicio șansă în calea inundațiilor.